practic, deci avem obligația ca la aceste contracte de concesiune să fie aprobate de toate unitățile administrative teritoriale și de Consiliul Județean Neamț. Noi am, deci am terminat procedura de licitație de zona 2, care cuprinde stația de sortare și transfer corduri, un obiectiv foarte important, care a făcut până acum un șir întreg de discuții în presă și la minister și peste tot,